Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născut în această zi de 7 noiembrie, ai o calitate înșelătoare care ți oferă o aură de vrajă și de mister. Unii oameni te consideră înstrăinată deoarece uneori trebuie să fii singură cu tine. Intuiția subtilă ți oferă o capacitate uimitoare de a ajunge în adâncul personajelor și situațiilor umane. Calmul, Manierele diplomatice te ajută în calitate de împăciuitor născut să eviți confruntarea și lupta, cu toate acestea, în ciuda credinței că disputele sunt o pierdere de timp, nu faci niciun compromis atunci când vine vorba de propriile idealuri și principii. Ai obiceiul de a căuta noi aventuri, cu toate acestea, nu este doar o chestiune de plăcere, ești condusă de pasiunea cercetătorilor, descoperitorilor, pionierilor, îți poți dedica toată energia pentru aceasta, indiferent dacă este vorba de un microcosmos sau un macrocosmos, ești interesată de tot ceea ce există în jurul tău, mai ales dacă interesul tău este legat de oportunitatea de a învăța ceva nou în domeniul profesional, îți place să demontezi lucrurile și apoi să le reasamblezi, să privești modul în care sunt aranjate, de multe ori fără a folosi sfaturi sau instrucțiuni. În această privință, ești un student veșnic, lucrezi neobosit pentru a îmbunătăți ceea ce faci, uneori aducându-ți creierul la perfecțiune. Cu toate acestea, deși experimentezi prin încercare și eroare, standardele tale pot fi foarte ridicate și rareori ori ești mulțumită de ceea ce ai obținut, dacă nu ți îndeplinește pe deplin așteptările. Din acest motiv poți fi un șef foarte neplăcut. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, instincte profunde, rezistență, înflorire, responsabilitate, pasiune, intuiție. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știi totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta poate degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate. Cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru suspiciune, precum și pentru lipsa unui sentiment de armonie în sine. Ești diplomată? în mare parte calmă și restrânsă, nu-ți plac conflictele, dar, spre deosebire de alți reprezentanți zodiei, nu alegi tehnica evitării. Îți propui să rezolvi conflictul fără consecințe negative pentru fiecare parte. Iubești plăcerile, poți fi amuzantă și fermecătoare. Din păcate, uneori poți înșela pe alții, întrucât poți fi atașată doar de foarte puțini. Vai de oricine acceptă prietenia ta, deoarece deseori construiești ziduri în jurul tău, încercând să depășești ceea ce este nesigur. Tu rupi ușor inimile, iar iubirea ta este întotdeauna un risc. Dacă te confrunți cu o amenințare sau cauți în mod conștient puterea, ești capabilă de nemilozitate emoțională și de suprimarea propriilor experiențe. Cu toate acestea cei care te tratează sincer și deschis nu întâmpină multă rezistență, obținând favoare și afecțiune. Ești orientată către depășirea obstacolelor. Prin urmare, munca obișnuită, o viață liniștită de familie și absența de tulburări sociale îți provoacă suferință. Majoritatea problemelor tale sunt create artificial de tine, din cauza plictiselii și a nevoii de luptă. Drept urmare. Trebuie să înveți să stabilești obiective pentru tine însăți care să contribuie la dezvoltarea ta intelectuală și spirituală, precum și să ai suficientă autodisciplină pentru a lucra pentru atingerea acestor obiective fără a reacționa la stimuli externi. Descoperirea de sine, adesea ignorată din cauza interesului crescut pentru lumea exterioară în anii tinereții, ar trebui să fie principala ocupație după 36 de ani. Totuși, aceste lucruri este complicat de faptul că devii leneșă și plină de satisfacție de-a lungul anilor. În acest sens, principalul pericol este că încrederea ta în sine poate fi zguduită și vei dezvolta o atitudine negativă față de capacitățile tale. Drept urmare, te poți transforma în mod involuntar în cel mai rău dușman pentru tine însăți este mai important pentru tine decât pentru oricine altcineva să-ți păstrezi puterea minții și să ai o atitudine pozitivă față de lume și locul tău în ea. Te distingi față de alți nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești complexă, intrigantă, atrăgătoare, curajoasă, intensă, emoțională. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți de aceste emoții, aranjez câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 7 noiembrie soarta ta? Semnul scorpionului îți oferă un farmec și o curiozitate incredibile. Ești condusă constantă de dorința de a studia lumea, structura și caracteristicile acesteia. În copilărie, se poate să fi dezasamblată toate jucăriile, dispozitivele, obiectele care ți-au căzut în mână pentru a afla despre conținutul secret, apoi le reasamblezi. După ce vei fi depășit vârsta adolescenței, începi să efectuezi experimente mai complexe în toate domeniile vieții tale, relații cu ceilalți, aranjamente de obiecte, legile naturii, compatibilitatea elementelor. De aici poftatea irezistibilă de aventură. Te caracterizezi printr-o metodă de învățare bazată pe un experiment cu probe proprii, erori, concluzii. Nu ai încredere în opinia nimănui dacă există posibilitatea de a verifica de una singură. Datorită acestui fapt, obții rezultate ridicate în activitatea ta preferată. A câștiga dragostea ta este departe de a fi ușor. Sub pretextul prieteniei și chiar al dragostei, se poate ascunde o bucată rece de gheață. Nu ești ipocrită, pur și simplu nu îi lași pe străini în lumea ta, ai nevoie de alții cu care să comunici să participi la o nouă întreprindere și să te relaxezi, o anumită proporție de timp este alocată pentru tine, depășirea limitei este extrem de periculoasă pentru întreținerea relațiilor, doar cei care îți caută în mod constant favoarea pot câștiga întotdeauna încredere, rămânând mereu cinstit și complet deschiși, cea mai mică îndoială în sinceritate va construi un perete în jurul tău, va fi imposibil să-l spargă careva. Viața de familie ar trebui să fie vibrantă și dinamică, iar dacă cealaltă jumătate încearcă să te placeze într-un cerc plictisitor de muncă, parentalitate, treburi gospodărești, el va găsi o secvență incredibil de diversă de probleme create artificial. Când cineva decide să-și conecteze viața cu tine, trebuie să fie pregătit pentru faptul că va trebui să menține un ritm vesel de aventură nesfârșită dorința de a ajuta pe ceilalți, dorința de a obține excelență în orice, de a face aceste lucruri de mai multe ori până când se rezolvă așa cum trebuie, îți oferă avansarea în carieră. În Întotdeauna tu iei creșterea extrem de în serios, ridicând ștacheta și mai sus. Subordonaților te nu le place deloc, considerându-te prea tipicară, carieristă, dansând în fața șefilor. De fapt, totul este complet diferit. Tu ceri de la subordonații tăi în mod egal cât și de la tine însă Rezultatul și nu opinia este important pentru tine. Conflictele constante la locul de muncă și lipsa unei activități figuroase, unde poți arunca toată energia acumulată, pot duce la oprire în carieră după vârsta de 36 de ani. Dragostea pentru aventură va fi înlocuită de lena, schimbându-te complet ca persoană. Dacă ești suficient de ambițioasă pentru a-ți alege în mod independent calea, te poți ridica extrem de mult, nimic nu te poate opri. Pe drumul spre succesul tău, tu poți arăta o cruzime rară față de ceilalți și înveți rapid să-ți ții emoțiile sub control strict, folosindu-le ca mijloc suplimentar pentru a-ți atinge dorințele, dragoste și compatibilitate în relații strânse ajungi să-ți idealizezi partenerul și să-l pui pe un piedestal. Dacă uniunea se destramă, te confrunți cu realitatea și poți fi foarte dezamăgită de a experimenta durerile sufletului rănit. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, Rax sau Taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească? Este potrivit pentru tine? Va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău rai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești o persoană misterioasă, adesea îi induce în eroare pe alții prin acțiunile tale, poți fi cunoscută ca anxă, izolată și apoi temporar apropiată de întreaga lume. Lipsa explicațiilor, așa numită versiune pentru presă, creează neînțelegeri în familie, în compania prietenilor. Ai o intuiție subtilă, ești un psiholog născut, capabil să înțeleagă adevărata esență a naturii umane. Prefer să taci în ceea ce privește abilitățile tale, ai o pasiune pentru explorare, această calitate determină adesea alegerea profesiei, activitatea ta poate fi foarte mediocră, dar dacă există posibilitatea de a învăța lucruri noi, vei fi mulțumită de alegerea ta, nu depui eforturi speciale pentru a avansa pe scara carierei, dar obții repede recunoaștere în organizație o carieră pentru tine nu este un scop în sine, ci ceva cu de la sine. Sănătate și boli. Ar trebui să fii atentă la toate bolile asociate cu funcțiile digestive, excretorii și reproductive. Ar trebui să acorzi atenție consecințelor negative ale utilizării contraceptivelor și a medicamentelor. Din punct de vedere psihologic, stresul constant poate provoca daune mai ales datorite supra-solicitării. Îți place să mănânci și chiar poți deveni un mare bucătar, cunoscător de vinuri, etc. Curiozitatea te face să experimentezi noi combinații de produse, dar ar trebui să eviți problemele asociate cu excesul de greutate și dependență de alcool, mai ales la vârsta adultă. Adori să faci dragoste și să faci exerciții fizice și nu trebuie să fii chemată de două ori pentru drumeții și ciclism, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură bună, intenționată, iubitoare de pace, ești harnică și persistentă, te străduiești pentru obiectivele tale cu persistența ta caracteristică, obținând rezultatele dorite și obținând succesul. Poți avea succes în special în activității de cercetare, ești un profesor excelent, psiholog, educator. Sfaturi pentru tine! ar trebui să ai mai multă grijă de ordine în spațiul din jurul tău. Există un risc ridicat de a înghesui casa, biroul. Stabilește-ți obiective personale și atinge-le activ. Evită situațiile de vătămare emoțională și controlează-ți izbucnirile emoționale. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile. Într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, Ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, Mănuși, curele, genții elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle, este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea a prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă. Poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.